vreau să vorbesc despre o chestie extraordinar de importantă astăzi și vreau să vă intereseze foarte puțin părerea lumii, să vă bazați foarte puțin pe cei din jur. În momentul în care îți dorești o transformare majoră, în momentul în care trebuie să depui efort și să faci sacrificii, nu te baza niciodată pe motivația prietenilor tăi. Nu te baza că vei merge cu prietenul tău cel mai bun la sală, că îți va fi mai ușor. Nu te baza că el te va trage de mânică în momentul în care tu știi că n-ai voie să mănânci corect și vrei să mănânci prostii și așa mai departe. Ce vreau să scot în evidență este următorul lucru. Ați văzut că m-am dus și mi-am făcut cumpărăturile singur. Să știți că mi-am făcut bagajul singur, mi-am făcut pre-workout-ul singur, mi-am pus hainele în ordine, mi-am băgat și returile în Adidas și pe care am scos din mașina de spălat de unul singur. Toate chestiile astea le-am făcut de unul singur, inclusiv la cumpărături de unul singur, inclusiv în momentul de față în mașină sunt de unul singur. Dacă m-aș fi bazat vreodată pe faptul că am nevoie să fie cineva lângă mine, că o să merg cu prieteni și o să-mi va fi mai ușor și așa mai departe, niciodată nu reușeam să obțin rezultatele pe care am putut să le obțin și voi dovedi încă o dată acest lucru. Asta vreau să spun. E vorba de scopurile tale, e vorba de ce te interesează pe tine, e vorba de cum îți dorești tu să arăți. Chestiile astea nu interesează pe cei din jur, pe prietenii tăi nu interesează, li se rupe. A, da, te vor aprecia dacă vei ajunge să arăți foarte bine, dar li se rupe, n-au ei treabă cu scopurile lor, scopurile tale. Tocmai de asta, fiecare are scopul lui, tocmai de asta este foarte important. Învață-te să gândești de unul singur, chiar dacă sunt alții care fac sală, uite cum fac eu și așa mai departe. Chestia asta te motivează, dar adevărata motivație vine din interior. Trebuie să fii singur pe acest drum, să te înveți să fii singur, pentru că nu va fi un prieten lângă tine în permanență. De cele mai multe ori prietenii tăi vor renunța. Prietenii tăi vor zice: bă, nu pot să merg decât o săptămână la sală. Uite, acum nu pot să merg, acum din alt motiv nu pot să merg și așa mai departe. Tot felul de scuze și de motive. Învață-te că ești pe acest drum de unul singur. Este vorba despre tine, este vorba despre viața ta. Toate lucrurile astea le poți face doar tu singur. Fraților, deja începem să mâncăm sănătos carne de vită. Ce credeți? Deja începe să mâncăm sănătos și burta asta se va desumfla, se va desumfla. Este ora aproape 6, deci 18 și mă aflu la prima masă. Până acum nu am reușit să beau decât două cafele jumătate. Haideți să vă arăt în ce costă prima masă, mult mai agresivă decât cursul zilei de ieri. Bun, deci prima masă constă în 2 castraveți, 4 roșii sherry, un ou, un singur ou, pentru că nu pot să mă umflu în stomacul să mă duc la sală, și un măr. Gata, dragilor, ne pregătim de sală și nu știu cum se vede că am pus camera să filmeze normal. Dezvirginăm, ia să vedem acest pre-workout extraordinar. Are și două de astea de... Mecheria asta de pre-workout? Știți că la C4 aveam problemă. Se întărea cine a folosit C4. Hai să începem. Cel mai tare fat burner îl găsiți direct. Unde credeți că îl găsiți? Pe biolevel.ro. O singură pastilă, credeți-mă, este ar fi suficientă. E mult prea puternică și făcută natural. Eu chin bine, luăm o singură pastilă. Șmecherie, eu chin bine, în special pentru arderea de grăsime. Extraordinar de tare efecte de ardere de grăsime, super tare și suprimă apetitul. Pentru vasodilatați, pentru pompare, pentru tot ce vrei, pentru forță, este super tare, tot pe BioLevel o găsit. Toate produsele aduse de noi sunt importate. Gata. Îl dăm. Deci am luat. Am luat arginină pentru vasodilatație. Am luat iohimbină pentru ardere de grăsime. Am luat super mega arzătorul ăsta de grăsime care este bombă. Și pre-workout. Deja simt că se umflă mușchii pe mine. Am luat o sticlă de apă și mergem direct la sală. Și toate astea le vom face, dar nu înainte să mergem să facem cumpărăturile, pentru că astăzi, fiind 2 ianuarie, deja putem să facem cumpărături. Sper să fie, Doamne ajută, să fie Lidl deschis. Mă duc să cumpăr niște ouă, niște carne, niște chestii esențiale.
Hai la cumpărături! Că să încercăm să ne grăbim, că mai durează 7 minute. Deci fix 7 minute, n-am apucat să cumpăr decât niște ouă și măsline. Am intrat la 6.53. Da, fraților, deci cumpărăturii pe sistemul rapid automat, singurul lucru de care nevoie sunt niște ouă. Am un coș extraordinar de încărcat, m-a costat exact 24 de lei. Mă, îmi pare rău că sunt îmbrăcat așa. Nu contează, stai aici, fraților, în timp ce făceam o filmare, eu făceam o filmare despre motivație, le spuneam oamenilor, vreau să spun, băi, ești de unul singur, n-ai nevoie de prieteni, te duci la sală, să nu știu ce. Mă întâlnesc cu un băiat care îmi bate direct în ușă și zice, cioc, cioc, salutare, te urmăresc pe YouTube. Cum te cheamă? Marius mă cheamă. Îmi pare bine, uite, ce avem aici un personaj din Craiova și pe tine ce te interesa de fapt? Să slăbești, că destul, văd că ești slab. Vreau să, prin forță, să mă ridic într-o mână la boară. O singură mână. Am înțeles. Păi și celelalte chestii de masă musculară, de... Nu prea mă interesa, pe mine mă interesa mai mult forța, nu definirea. Am înțeles, puțin. Definirea prea puțin. Nu vreau să fiu mare. Am înțeles. Prima dată sală, fraților, în ultimul an. Făcându-se la acasă, n-aveam bandă, aveam bicicletă eliptică. De prima dată când fac bandă și calc într-o sală, de cel puțin un an de zile. Fraților, ne antrenăm aici cu campionul nostru de aici din Craiova, domnul Cosminache. Ia uitați forță, biceps, triceps. Super rup, fraților, de o sală. Aștept să se elibereze banda, boss. Păi, nu vezi, e una stricată atât. Ultimarul. Deci sunt super rupt în gură, super califragilistic. Băi, știți ce înseamnă să fii leșinat? Vai, de simt că vomit. Din burtica asta, simt că mai am și vomit la câteva băbăinile, foarte rău. Așa se lucrează, fraților, până la vomă. Am terminat sala, fraților. Uitați ce flegme frumoase am direct pe parbriz. Probabil din cauza că am parcat aici pe lângă trecerea de pietoni, s-au găsit câțiva viteji, 2-3 handicapați, să flegmeze pe mașină. Erau cu adevărat curajoși dacă flegmau când eram în mașină. Că le băgam flegmele direct pe nas, le băgam. Salutare, oameni buni, salutare Brașov, toți cei care locuiesc în zona Brașov și bineînțeles multe alte locații pe care le veți vedea aici. Dacă aveți nevoie de un antrenor personal, sunteți bărbați sau femeie, aveți nevoie de cineva cu experiență, am o recomandare extraordinară pentru voi. Este vorba despre Suzana Manser. Este o antrenoare de excepție cu foarte multă experiență. Suzana a profesat o perioadă foarte bună de timp în Emiratele Arabe. A avut clienți, persoane extraordinar de importante, inclusiv piloți de la Emirates Airlines. Nu știu dacă am pronunțat corect. O să vă las în secundele următoare să vedeți mai multe informații despre ea. Dacă locuiți în zona respectivă, apelați cu mare încredere la serviciile ei. Este o antrenoare de excepție, are experiență inclusiv în străinătate, o grămadă de diplome, atestări și așa mai departe. Face o treabă extraordinară. Să vedeți cam cum ar trebui să...